Salutare, băieți, și bine v-am regăsit la un nou episod de 5M. Băi, Mihăiță a fost răpit, mă. Nu răspunde poliția. Nu mai suna, trebuie să facem noi cumva. Dar unde e mașina mea? Mamă. Băieți, Mihăiță tocmai a fost... Dar lasă, că stai, e aici, în garaj. Păi nu știu dacă e bun ăla de acolo. Mamă, băieți. Știu că e unde răspunde nimeni. O fier în concediu sau ceva. Băieți, haideți că am luat o mașină să ne ducem după... Nu avem nevoie de oameni. Să ne ducem după... După Mihăiță, frate, da. Mai, Ane. Mihăiță mi-a spus așa când veneam încoace, că are niște probleme cu niște mafioți. Și că mafioții ăștia ar avea o legătură cu tine, că sunt... Nu știu, de asta te întreb. Spune-mi care-i treaba cu ei ca să știm de unde să luăm. Am impresia că mai de mult erau niște mafioți și m-au răpit și după eu am fugit de acolo și nu mai știu și cred că mă caută. Am înțeles, practic, deci înțeleg, s-ar putea să fie mai mult decât atât, dar hai să mergem la mine acasă să vedem care e situația. Chiar nu mă gândesc ce ar putea fi. Hai să pun GPS-ul la mine acasă, băi, mergem la mine acasă la mafie. Băieți, vă invit pe toți să apăsați butonul de like dacă vă plac episoadele cu Mafia Curcubeu, cu Bebe Moise, cu Mihăiță, cu toți nebunii pe care îi știți voi. Dacă n-ați văzut episodul trecut, să știți că Mihăiță a fost răpit de niște mafioți fix când ieșea din casă, gen. Doamne ferește. Ce faci, bre, nu vezi pe unde mergi? Nu, mă scuzi, n-am fost atent. Păi cum te scuzi? Dă-te jos din mașină. Nu. Bre, dă-te jos. Ce naiba faceți pe aici? Voi credeți că e poligon aici? Dați așa că trebuie să-i ajut pe băieți. Încerc să-l sun pe Mihai. Vă dați seama că s-a lăsat cu un ban permanent, băieți, și cu băiatul ăsta mic, căruia am încercat să-i explic. Bă, nu e mic. Am încercat să-i explic, frate. Bă, vedeți, el zice că a avut desing, dar când ai desing, nu mergi pe contrasens. Poți să treci pe roșu, frate, dar te uiți și tu stânga-dreapta, gen. Dar nu, eu veneam și el vine direct în mine, înțelegi? Na, dar pe orice server trebuie să dai câte un retardat de gen. Ăștia sunt oameni care strică serverele, frate, că ei sunt cu mașinile, cu... Roleplay-ul lor. Unii sunt cu arme, cu împușcături, unii sunt cu mașini și toți, dacă îi vezi, mamă, ce roleplay fac eu. Da, unii. Că îi pui să ei nu știu să lege două cuvinte în viața reală, dar ei fac roleplay pe 5M. Zic că, mamă, dacă știu regulile, au făcut roleplay. Mereu văd comentarii din astea. Băi, dar ai făcut PG. Am încercat să-l sun pe Mihăiță, dar nu îmi răspunde. Haideți să mergem acasă la mine să văd ce care-i treaba acolo. Nu răspunde. Păi cum să răspundă dacă l-au legat aia, cine știe ce i-au făcut? Oricum, dar nu înțeleg un lucru. De ce l-au luat pe el și nu te-au luat pe tine? A avut, l-au amenințat pe el sau ceva? Sau ei păi cred nu, că... probabil au interes. Nu înțeleg. Eu să mă ia pe mine, da. Păi asta zic și eu. Păi poate să aibă interes. Fata să-i aduce banii. Să alege și cu ea și cu banii. Ce bani? Înțelegi? Păi poate vor bani sau ceva. Și au zis că asta poate vine tipa, fata vine cu niște bani ca să-l salveze pe el și o să ia și pe ei, ia și banii. Și pe ea și banii. Înțelegi? Deci aici este un interes la mijloc. Altfel putea să o ia pe ea și... Păi... Dar practic l-au luat pe el. Dacă trag aia după mine, aveți făc liber. Treci bă acasă, bă. Treci acasă odată. Ce vreți, domne? Băi, Miruna, iară face scandal aici, mă. Băi, treci în curte, mă. Eu? Mută mașina asta, te rog să intru și eu și treceți în curte, că am treabă cu voi. Băi, las 5 minute, măi, las și pe ei și fac scandal, mă. Bebe! Liniște, treci în linie și faceți niște.
Băi, vă las și eu 5 minute aici ca să liniștiți și deja faceți scandal. Mă, ce ați avut cu polițistul ăla? Am fost eu și am vorbit. Asta le-am spus și eu, ce? Bebe, că tragă în el fără motiv. Mi-a spus polițistul că au început să tragă în ei fără motiv. A zis un omorâți după polițiști. Bă, voi nu vă mai luați după ce zice și fiecare de lângă voi, mă. Bă, dar eu nu mă luat, doar l-am auzit, bă, cine. Și el a tras, dar tu n-ai voce să vorbești, ești rușinos? Nu, dar așa s-a... Păi a tras, dar cine a tras primul? Asta e problema. Păi, nu știu cine a tras primul. A, n-au tras, au zis că n-au tras. Bă, m-am dus eu și am vorbit. Liniște, liniște, avem o altă problemă. Aolo, ce problemă? Ce problemă? Mihăiț a fost răpit și cred că am nevoie de ajutorul vostru să-l găsim pe Mihăiț. Da, da, că am venit. Ia, stați așa, mă scuzați o secundă. Faceți liniște că nu știu, nu știu, nu știu cum să faci. Băi, Ane. Ane, mă auzi? Da. Mai încearcă să-l sun pe Mihăiță, nu știu, dă-i un mesaj ceva. Păi asta făceam acum, nu ai văzut? Cred că e la telefonul și tot. Băi, am primit mesaj de la Mihăiță. Nu pot să vorbesc, uite ce a scris, nu pot să vorbesc. Dă-te n-ai pe locație. Sunt răpit. Băi, toată lumea la mașini. Toată lumea la mașini, scoateți repede mașini că plecăm. Nu vii cu mine, te sui cu băieții. Haideți băieții la mașini. Haideți la mașini, băieți. N-am mașină ca spre. Te sui cu băieții de acolo. Haideți, mergeți acolo și vă suiți cu băieții în mașini. Hai la mașină. Bă, eu și eu cu băieții? Nu, care tu? Tu mergi cu mine și cu Andrei, Ane Marie. Ah, ok, ok. Hai bă, mai repede, bă! Doamne ferește. Hai să facem, veniți încoace, să facem rândul ăla repede, repede, haideți. Mamă, unde e locația asta, mă? Era să pui prăjit, băieți, și mi-o foame de mor, băieți. Băieți, vreți să-l salvăm pe Mihăiță? Cine vrea să-l salvăm pe Mihăiță să apese butonul de like în momentul ăsta? Cine? Nu dă like și subscribe! Mama lui e tata lui! Hai că mai e unul, mă. Gata, haideți. Trebuie neapărat, trebuie să mă grăbesc, nu știu, sper să se țină băieții după mine. Hai băieții, hai băieții! Dar iau pe autostradă, nu te duce după ăla. Mă duc după GPS. GPS-ul nu e cel mai rapid? Pisiți e mai ușor dacă te duci pe autostradă. Mamă, dar restul unde... Au. Nu s-a întâmplat nimic. Pe stradă. Au. Dacă poți să te uiți. Au. Mă uitam în spate. Băi, scade obicei, pericol, cade în picioare, cade fiecare dată. Asta rulează, sărac. Deci dacă te duci după aeroport, o să te ducă pe... Dacă te duci, pardon, dacă te duci după GPS, o să te ducă pe aeroport. Ai auzit? Da, da. Mă, totu-i după băieți ăștia, să nu-i pierd. Uite că a mai rămas doar unul. Bă, dar de ce merg așa încet? Eu nu pot să-i înțeleg. Vezi că intră ăsta în fundul tău. Și totuși nu te uita în spate, nu te uita. Nu e problema că ei nu știu să conducă, este problema că ăsta este problema că ei nu știu să conducă, nu că merg încet. Ce? Este problema că ei nu știu să conducă, nu să... Am văzut o rotiță în zona capului tău, știu, o rotiță din aia de se învăță. Deci, ea vrea să zică în felul următor. Că ei ar ști să conducă,
doar că spombalei și intră în unul în altul, știi? Și pun frână. Asta ai vrut să zici, Ane? Da. Bravo. Mă, și-a luat Mihăiță, băgică și mechi rău de tot. Trebuie am să... exprimat că am greșit. Nu-i panică. Dar ție-ți place de Mihăiță? Da, îmi place. E sigură? Da. Vezi, tu acum să nu cobor, că poate te furăștea. Da, tu rămâi în mașină. De fapt, amândouă rămâneți în mașină. Eu oricum coboram. Rămâneți amândouă în mașină, da? Că ne ocupăm noi, mă duc eu cu băieții peste ei. Aici ar trebui să fie băieți. Ușor, ușor, ușor. Am văzut pe cineva, am văzut pe cineva acolo. Să ridici tu geamul. Dați-vă jos. Dați-vă jos și luați-vă armele. Păi, Andreea, nu te dai jos. Andreea, n-ai zis, mă, că nu te dai jos. Mă duc aici la volan. Păi nu stai la volan, că dacă trebuie să fug sau ceva, până vin eu. Mai mă dau doar puțin pe volan și că... N-am arme. Bebe, n-avem arme. Nu contează. Fii atent, vreau să vă împrăștiați puțin. Vedeți că aici sunt oamenii. Atenție să nu-l răniți pe Mihăiță. Și pe mine. Toată lumea, fiți atent, veniți înapoi puțin, veniți înapoi repede. Toată lumea. Hai toată lumea să intre pe căscuța 111. Cum? Ok. Din greșeală. 111. De pe ce apăsa cât mai știu? Shift 7. Aole. Ce naiba are, mă? Ce frecvență? Bă, de la voi merge, la mine vrea să se schimbe. Nici mie. Ce frecvență? 111. Dacă nu merge, o schideți și o deschideți iară. La mine merge. Trebuie să o schideți și o deschideți iară. Mă auziți? Da. M-auzi. Mie nu merge frecvența. Da. Nici mie, mi se șterge automat. Bă, dar... De ce n-ai bără mergi? Păi și acum voi pe ce frecvență mă auziți acum? 111. Nu, atunci haideți lăsați că rămâne așa. Aolo, stați așa că trebuie să-mi iau armă. Luați-vă armele care aveți. Mi-am pierdut armă. Lăsați așa, hai să mergem, că m-auziți, doar să stați pe lângă oameni. Noi n-avem armă, cred că mori. Eu n-am armă. Domnul Bebe, ce prindem nimicim, nu? Așa ar trebui. Ok. Înaintați cu tupeu. Eu nu pot, că n-am armă. Înaintați! Până nu l-a văzut nimeni acolo, eu nu cred că nu. Aolo, în spate, atenție! Uitați-i! Ajutor! Mihăiță! Nu trageți, bă, că-i Mihăiță înăuntru, bă! Nu trageți! La mașini, repede! La mașini, toată lumea! La mașini! Mamă, hai! Auzeau vorbe pe sus. Liniște, toată lumea la mașini, haideți! Mamă, cred că i s-a întâmplat cea la motor. Dați-vă așa, să întorc și eu, dați-vă așa! Aveți pistol la voi? Andreea, ai pistol la tine? Andreea, doarme, mă. Măi, Anemarie! Anemarie, mă auzi? Au! Da, da. M-auzi, Anemarie? Așa să opresc asta. Da, te aud, am doar un SMG. Poți să tragi după ei? Băieți, da, ajutați-mă, băieți! N-am cum să trag după ei, nu se poate cu SMG-ul ăsta. Mașina, așa să vezi că nu era. E Mihăiță în mașină, băieți, trebuie să-l salvezi pe Mihăiță. Ce-ți făcut? E Mihăiță în mașină aici. Ai un pistol și tu la tine să tragi după ei? La roți, dacă poți. Stai că...
Bă, i-am pierdut. Cred că i-am pierdut din cauza lui bombală ăla. Am impresia că au luat-o pe tunel, dar nu sunt sigură. Să ne întoarcem, zici? E sigură? Nu sunt sigură. Dar sunt șanse să o fi luat pe acolo. Mamă, i-am pierdut, mă, din cauza lui Andreas ăla, că a intrat în noi, mă, frate, mă. Bă, ce prost e, mă, Andreas ăla, bă. Nu, nu, cred că s-au dus pe aici, nu cred. I-am pierdut. I-am pierdut, mă, frate, mă. Aaaa! I-am pierdut, bă. Și mașina asta ce e acum? I-am pierdut din cauza unui bombalău. Ce să conduci, bre? Nu vezi că i-am pierdut? I-am pierdut din cauza lui bombalău ăla de Andreas. Fiți atenți, împrăștiați-vă până ora și căutați. Mergeți în Paleto, că s-ar putea să fie în Paleto. Mergeți pe aici, până Sandy, căutați. Okay. Ați văzut, avea o mașină neagră. Bine, bebe, bine. Domnul bebe. Băi, Ane. Mie-n capăi. Dacă rămâi fără Mihăiță, ce facem? Nu știu. Ce facem? Doamne, ferește, unde o fi nebunul ăsta? Stai să încerc să-i dau un mesaj. I-am dat eu acum un mesaj, dar nu știu ce o face. Băieți, băieți, apăsați butonul ăla de like, băieți, că sunt oameni care n-au apăsat încă. Tu ăla cu mustață, să nu rânji, apasă butonul de like. Că la episoade te uiți, la live-uri vrei să te uiți, dar nu rup butonul ăla de like. Rupe butonul de like. Nu de like și subscribe, mă rog, e toată lumea. Ia uși. S-aude cum dă cu mașina. Mihăiță. Tati, mi-au dat telefonul să vorbesc cu tine. Unde ești? Au zis să veniți aici să nu trageți deloc, altfel o să mă omoare, să negociați pentru mine. Hai că vin, trimite-mi locația. Sunt și vin la... acolo. Ok, te-o trimit acum, te rog, salvează-mă. Vin, Mihăiță, ai grijă că vin și te salvezi, stai liniștit, acum vin. Trimite locația. Și că i-au dat telefonul. Că vor să mergem să negociem. Nu e la vam, veniți după mine. Hai urcă aici, Ane. Hai băieți, că l-am găsit. L-am găsit pe Mihăiță, băieți. Mamă, dar nu. Se țin băieții după noi? Vreau să se țină, că ăsta are 40 instant. Aici e locația. Sper să nu fie o capcană. Eu zic să nu intri. Mai bine te uiți de pe deasupra. Auzi ceva? Se aude ceva de la mine? Aha. Uite acolo, o mașină. Stați așa. Cheamă aici, băieții. Cheamă aici la... Trim... Nu, lasă. La... Dar de ce nu-i pune... Pune-i pe cineva să vine la munte. Băieți, mă scuzați că se aude așa, dar... Mașină! Te-ai găsit tu să ieși afară. Păi stai acolo, mă. Băieți, m-auziți? Da. Sunt la 3029. Veniți aici, dar fără să trageți. 3029. Ok. Veniți fără... Rezolvă-ți gura. Na, ce să rezolv, că vecinii. Vecinii mă seluță din gura. Mama, am oameni peste tot. Am chemat oameni aici, băi, mafia curcubeu.
Tati, ajută-mă! Ia spuneți, domnilor. Să nu mă vadă iubita mea, că sunt un plângăcios. Ia spuneți, domnilor. Domnule, doresc în schimbul acestui copilaș un milion de dolari. Se poate? Domne, nu este cam mult un milion de dolari? Stați în spatele meu. Nu este cam mult, domne, un milion de dolari? De unde ați dat bani? Știți cât trebuie să muncească toate persoanele astea pentru un milion de dolari? Bă, taci. Mamă, ce se aude la mine aici. M-auziți, domnule, sau nu m-auziți? Da, domnule, da. Ați auzit ce am zis? La masca asta. Da, da. Eu zic să le liberați ca să nu ajungem la alte discuții. Nu, un milion de dolari sau este mort. Băi, nu știu ce da, să fac, băi. Să faci ce zic ei, că altfel o să mă omoare. Băi, fiți atenți și dacă primiți banii ăștia o să lăsați în pace pe el și pe prietena lui, pe iubita lui, Ane. Domnule, dacă veți pleca pacifici de aici, da. Dar dacă veți folosi forța, noi vă vom împușca pe toți. Pentru că suntem puternici. Băi, ia veniți mă și voi mai aproape aici în spatele meu. Ia veniți mai aproape în spatele meu toți. Să arătăm și noi mai mulți. Vino și tu, Miruna, aici lângă mine. Hai, Miruna, vină cu... Băi, uite ce brigadă am aici în spate. O să mergem să aducem banii, dar dacă nu vă veți ține de cuvânt, acolo unde vă stau picioarele, vă va sta capul. Domnule, sunt un om de cuvânt. Aștept banii. Aveți 5 minute. Tic-tac, tic-tac. Mă duc să iau repede banii. Voi rămâneți aici, dar stați mai în spate. Nu stați aici lângă ei, mai în spate. Mai în spate, bă, nu lângă ei, am zis. Mergem repede să scoatem niște bani. Ce s-a întâmplat cu mașina mea? Bă, iar ai umblat la mașina Andreea. Andreea? Ane? M-auziți? Da, te auziu. Măi, i-am rezolvat ei clanța. Ce ai făcut? I-am rezolvat clanța. Poți să fac și asta? Ia, vezi că știi cum să o dau. Măi, Ane. Da. Te-ai supărat dacă? Ce să mă supăr? Dacă n-am putea să-l ajutăm pe Mihaiță. M-aș cam supăra, aș fi... foarte îngrijorată. Ai fi flashcă, cred că. Hai că l-ajutăm acum. Gândește-te tu, Andreo, dacă ar fi răpit... Păi n-are cum. Le tai pula la da, tot în oraș. Dar mă refer așa, în general. Mă duc să iau banii. Milion de dolari, băiți. Window. Asta era. Sweet Case 2. Băieți, trebuie să mergem cu banii ăștia, băieți, că n-avem ce face. Am pus acum. Așa, pune și centura și leagă-ți-o acolo, ca să nu mai cobor de mașină. Pune și tu valiza aia aici. Nu o pun, pardon, nu o pun niciunde, las-o așa că mă grăbesc. Vezi că sărim aici. Hai că sărim dacă e. La tine mă aștept. Dacă nu eram cu treabă, puteam să sărim. Dacă nu eram cu treabă, puteam să sărim, ne duceam în apă. Îți dai Domnul seama? Bebe. Da? Îmi puteți da îți dau ce vei tu. Dumneavoastră? Și al tău, Andreea, dacă mai se întâmplă ceva de genul. Să vă sun. Eu zic să vă vindeți casa. Veniți încoace. Veniți încoace în spatele meu toți. Am adus banii, băieți.
Ia uite cum a strâit ăla de pe casă. Domnilor, am adus banii. Bun. Un milion de dolari am adus. Apropiați-vă, vă rog frumos. Nu! Apropiați-vă, vă rog frumos, încet, ca să văd banii. Dați-mi. Ce dracu, domnule, s-a decolorat? Da, s-o bine așa. Mai multe straturi. Domnule, putem să luăm pe Mihaiță? Stați puțin să mă duc să număr bani. Du-te în mașină, Mihaiță. Mihaiță, du-te în mașină. Lolo, Mihaiță, copil, a devenit. Bă, nu mai s-a mă duc pe zi. Ca să-i așa. Domnule, unde este copil? Domnul, ce treabă aveți cu copilul? V-am dat banii. Păi stați, domne, așa că a plecat fără acceptul. Domne, ați primit banii, suiți-vă în mașină și plecați. Sau o să dau drumul la bestii pe voi. Ce bestii, domne? Ați-vă așa, cred că se lasă cu bătaie. Hai, tati! Ești aici? Hai, fugiți. Da, sunt. Aolo, vezi că au tras, mamă, începe bătaia. Mihaița, aici tu armă la tine, ceva trebuie să mă ajut. Da, am. Scoate armă și ai pe ei. Vezi că ei găsești la mine, pur bagaj de toate. Ies și eu. Iau și o armă mare, iau armă mare. Ia ce vrei. Hai să-i rupem pe nebuni. Mamă, aici ai gar, frate. Păi, vezi că ies aici. Tati. Trageți în ei! Au! Hai să-i urmărim! Urcați repede să-i urmărim! Hai, Mihăiță, hai, Ane! După ei! Haide! Ia uzi băieți aici. Nu, asta. Păi. Aolo, vezi că trag și ei. Arș. Aolo. Merge ăsta? S-au dus jos. În ce parte s-au dus? În spate, sunt în spate ei, în câmp. Ia arma și ai după ei. Trebuie să scot. Melodia asta că m-am îmbrucat în butoane aici. Au. Ai grijă, Mihaiță! Mamă, ce curajos. Au. Ai grijă, Mihaiță! Mă pun pe burtă aici. Hai mă, pune-te pe burtă, mă, nu vrea. Cum mă puneam pe burtă? Că nu mai știu cum mă puneam pe burtă, bă. Păi, tati, gata, se pune el cu Mihaiță. E spart? Bă, vezi că sunt în picioare, vezi că fug. Bă, s-au prefăcut. Trage asupra lor. Aolo, vezi că ia scavăr, au. Mamă, nu mai e niciunul. Hai să mă împuși pe mine, Mihaiță. Hai să-i flancăm! Hai, tati! Ca o echipă suntem! Suntem ca o echipă, tati, haide! Hai, tati, haide, să-i înconjurăm, haide! Hai! Ca tată fiu, război facem! Hai, Mihaiță, pe ei, pe mama lor! Haide!
Vino pe aici în pădure să prindem culoare spre ei, să aici îi rupem. Băieți, îi rupem pe nenoroi, nenorocim pe băieții, nenorocim. Băieți, continuarea acestui episod o să apară mâine, băieți. Vă pup pe toți și ne auzim mâine la un nou episod. Pa!